Anatripsis Spa, beauty and wellness, oaza ta de frumusețe și relaxare, coafor, cosmetică facială și corporală atât pentru femei cât și pentru bărbați, manicură, pedicură, unghii tehnice cu gel sau acril, extensii gene 2D, 3D, Russian Volume, machiaj profesional, micropigmentare pentru buze, ochi și sprâncene, dar și facială, terapii alternative, biorezonanță, reiki și echilibrare energetică, masaj ayurvedic și rodara, masaj cu roci vulcanice, masaj somatic de relaxare, masaj anticelulitic și remodelare corporală, reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj miofascial, masaj de cuplu sau la patru mâini. Anatripsis Spa, beauty and wellness, oaza ta de frumusețe și relaxare. Prețurile nu mai au nevoie de niciun comentariu. Vino și convinge-te! Anatripsis Spa, cu sediul pe strada Uranus numărul 14, în apropierea intrării în piața Astra dinspre parcul cu fântâna arteziană. Programările se fac în intervalul orar 10-18 la numărul de telefon 0734-04-7117. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Exclusiv, sunt Amelia Vulcu. Ultima emisiune din această campanie electorală, ultimele două zile de campanie. Părerea mea este că în aceste ultime două zile se și conturează poate așa o opțiune definitivă pentru cei care, eu vreau să cred că se vor prezenta în număr mare la vot duminică, pentru că așa este cel mai corect. Nu să-i lăsăm pe alții să voteze, iar apoi, după publicarea rezultatelor, să începem să emitem diverse păreri, fie pro, fie contra. Așadar, la această ultimă ediție de campanie, să o numesc așa, invitații mei din partea Partidului Social Democrat, Marian Rasaliu, candidat al PSD Brașov pentru Camera Deputaților, bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Și președintele PSD Brașov, domnul Marius Dunca, de această dată candidat pentru Senatul României de pe prima poziție. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! A fost o discuție antrenantă, aș putea spune, doamnelor și domnilor, înainte de a începe emisiunea. Ce înseamnă asta? Înseamnă optimism, domnul Dunca, în tabăra social-democraților, pentru că pe fondul ultimelor zile, să spun așa, vedem că, nu, partidul aflat la guvernare nu poate avea plusuri. Or PSD-ul, contracandidatul, să spun așa, da, cel mai important partid, are toate aturile. Da, vă mulțumesc. Avem prima șansă în momentul de față și toate casele de sondare ne dau pe noi. Noi vom face guvernul. Sper că acest individ din fruntea țării, Vă rog să folosim termenii, care să nu atragă președintele după sine lipsa de respect, vă ascult. Dar nu este președintele României. Dânsul nu ne respectă. Am văzut că cu câteva zile a decorat o domnișoară. I-a oferit o distinție. Păi nici Ceaușescu n-a decorat-o. Nu, această comparație nu vă permit să o faceți. Da, de ce să nu permiteți? Domnul Dunca, păi nu, pentru că trebuie să ne prezentați niște argumente. Păi și cum nu există argumentele? Consiliera domnului ministru de interne, decorată fără, să spun așa, vreun merit și nici să respecte legea în vigoare, a decorat-o. O bătaie de joc. O altă bătaie de joc, tot la adresa presei, când nu l-a lăsat să spun pe un jurnalist, să pun a doua întrebare. A treia chestiune. Mai cunoaștem astfel de situații, domnul Dunca, să intervine această întrebare. A treia chestiune. Vă rog. Nu poți să-ți bagi joc de acest popor în felul acesta. Ești președintele României, nu președintele Partidului Național Liberal. Să faci campanie. Te-ai dus să inaugurezi Centura Bacăului, un proiect care încă nu este finalizat. Da? Făcut de către guvernarea Partidului Social Democrat, te-ai dus tu să tai panglica. Așa. Și acolo pe diriginți de șantierii mai faci și dirijori de constructori. Da, vehement, domnul Rasaliu, domnul Dunca, o primă părere. Eu aș continua un pic cele spuse de domnul președinte Dunca și aș spune în felul următor. Atâta timp cât de 6 ani de zile actualul președinte al României, Klaus Iohannis, iese pe toate posturile de televiziune și nu face altceva decât să susțină o singură formațiune politică, mie mi se pare anticonstituțional lucrul acesta.
dumnealui este președintele României, drept pentru care ne reprezintă pe toți românii, indiferent de apartența politică. Indiferent de opțiunile politice pe care le avem. Trebuie să amintim faptul că în 1989, pentru asta au murit tinerii, pentru asta au murit oameni în vârstă, pentru asta atunci s-a născut speranța. Pentru o democrație în sens real, asta vreți să spuneți? Da, s-a născut speranța ca România să scape de un partid totalitar care ne-a ținut închistați așa între granițele, între frontierele noastre. Din 1989, din 1990 avem pluralism politic, da? Deci avem dreptul de a ne alege o doctrină politică pe care o să o promovăm. Asistăm la o chestiune complet lipsită de respect din partea președintelui actual al țării. Asta invocați, lipsa de respect? Lipsa de respect față de toți românii. Dumnealui ține partea unei singure formațiuni politice, iar eu când văd pe toate canalele de televiziune PSD face, PSD e de vină, iertați-mă. Bine, PSD eu, nu face. Eu am fost susținut de Partidul Social Democrat, reprezentând guvernul României în teritoriu în perioada cât am fost prefect. Nu am fost prefectul colegilor, foștilor mei colegi la perioada aceea, pentru că nu mai eram membru de partid, nu am fost prefectul PSD-ului. Eu am fost prefectul tuturor brașovenilor. Cum de altfel este și firesc. A tuturor celor aflați, în primul rând, a tuturor celor aflați la necaz, pentru că situațiile de urgență în perioada aceea primau și acolo se reclama prezența instituțional vorbind a prefectului și nu poți să faci diferența între un om când un om aflat la necaz trebuie să-i întingi o mână de ajutor să-l întrebi, ești cumva penelist sau PSD-ist? Nu de alta, dar trebuie să văd cum reacționezi vis-a-vis de relația cu tine. Nu. Președintele României trebuie să fie președintele tuturor românilor și să ne trateze pe toți așa cum trebuie să ne trateze. Nu să iasă în ultima săptămână de campanie electorală și să facă pe față campanie Partidul Național Liberal. Detest lucrul acesta. Dar poate este supărat, domnule Dunca, președintele României, pentru că în această perioadă, o perioadă complicată, o perioadă grea, aceea terminată de pandemie, poate este supărat președintele României că în PNL, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, se trage din toate părțile. Nu trage nimeni în PNL. Ei sunt un guvern, în momentul de față, guvernul Orban este mai periculos decât coronavirusul. Și vă dau câteva detalii și exemple. Au scăpat de sub control această pandemie. Observăm ce se întâmplă. Ne-au închis în case. Am înțeles lucrul acesta. Au împrumutat bani la o dobândă record. Datoria publică noi am lăsat-o la 34,3% și datoria publică în momentul de față este 48%. Au împrumutat acești bani ca să investească în economie și în sănătate. În economie avem o criză uriașă, avem undeva la 800.000 de șomeri, ne ducem până într-un milion de șomeri în momentul de față. Restaurantele sunt închise. Tot ce înseamnă economie românească este la pământ. Vor redeschide piețele, domnul Dunca. Da, le-au închis, am văzut că au contestat la Curtea Constituțională și legea noastră, am văzut că au contestat majorarea pensiei cu 40% la Curtea Constituțională și nici nu, chiar dacă Curtea Constituțională ne-a dat dreptate, am văzut că nu au aplicat legea, observ că dublarea locațiilor nu se întâmplă, ei mereu spun că nu au bani. Pe perioada lor, să nu uităm, perioada de dinainte, tot pe perioada de dreapta, s-au tăiat salariile, pensiile s-au închis spitalele. În momentul de față, tot acolo vom ajunge. Spitalele pe care noi le-am deschis, un exemplu elovent este cel din municipiul Săcele. În momentul de față, au scăpat de sub control și vreau să vă dau un exemplu din județul nostru, au scăpat de sub control pandemia și nu pot să gestioneze. Au închis localitatea Sâmbăta de Sus. Cu tractoare, cu pământ acolo, ca să nu mai intre lumea în localitate. Localitatea este sub 2000 de locuitori. În momentul respectiv, trebuia să vină să facă o testare locală, da, a toată populația, 100 de oameni luați din armată, de la jandarmerie, cu acele teste rapide, unde marja este între 5 și 7%, și spuneau clar, casa X, casa Y, sau familia X, familia Y, izolați, adică să liber. Se ia măsuri punctuale, asta spuneți, punctuale. La nivelul întregii localități. 1800 până în 2000 de teste le făceam într-o zi. Dar poate au avut argumente. Poftiți? Poate au avut argumente. Nu le-am văzut, dar localitatea am văzut-o închisă.
ar fi trebuit să comunice, vreți unul să la mână. Da? Doi, adică restaurante... să înțeleagă toată lumea... Da, să devenim... De ce? Răspunsul acesta la întrebarea de ce... De ce? Noi nu știm încă de ce. Doar ni se spune să executăm. Da. De ce? Care sunt argumentele? Te-ai consultat cu cineva? Pe economic nu se consultă cu nimeni. Pe cetățeni nu e partener. Din contră, de fiecare dată când iese la televizor, ne ceartă. Noi suntem vinovați, noi suntem vinovați. Închizi școlile de stat, dar pe cele private le lași deschise. Închizi piețele și lași molurile deschise. Acolo este o problemă de legislație, da, pentru că dacă nu ești unitate de învățământ în legea învățământului, eu spun de abuzul pe care îl fac în momentul de față, da. Și nu se consultă ce cu noi. De... Nu se consultă, nu s-a îmbolnăvit nimeni nici în școală și nici în restaurante. De ce? De ce faci lucrul acesta? Înseamnă că este rea voință și rea credință. De ce credeți, domnul Răsăliu, că s-au luat aceste măsuri pe care, iată, PSD le contestă și nu le contestă doar PSD Brașov, este o opțiune generală în sensul acesta. De ce credeți că au procedat așa? Pentru că liberalii vin și spun, acestea sunt măsurile, noi suntem decidenții, nu suntem singurul stat în care s-au luat astfel de măsuri. Dacă le contestați. Eu consider că atunci când nu te pricepi să faci un lucru sau când nu ești foarte sigur pe ceea ce îți dorești să faci ca lucrurile să funcționeze bine. Așa. Eu nu-i bănuiesc pe ei de rea credință vis-a-vis de lucrul ăsta. În schimb, prin ceea ce fac dumnealor aici, aici mă refer la guvernarea PNL din momentul de față, ne confruntăm cu o problemă extrem de serioasă vis-a-vis de sănătate. Fără ne putem juca cu orice. Ne putem juca cu orice vrem noi, cu infrastructura. Iar dumneavoastră cu, ați simțit-o pe propria piele. Da. Ne putem juca, dar ne putem juca cu două lucruri când e vorba de o națiune întreagă. Nu ne putem juca în primul rând cu sănătatea și în al doilea rând cu educația. Sunt doi factori care merg mână în mână în ceea ce privește un popor, o națiune. Măi, oameni buni, dar eu stau și mă întreb, atâta timp cât nu ești foarte sigur pe ceea ce trebuie să faci, pentru că la noi se întâmplă ceea ce se întâmplă în toate țările din Europa. Ia, domnule, un exemplu de măsuri de bune practici. Ia, uite-te cum face italianul, uite-te cum face francezul. Haideți să luăm exemplul italienilor. Ei, de exemplu, n-au închis restaurantele. Ei n-au închis business-urile. În schimb, au pus niște ore. Închid la ora 21 seara, deschid la ora 12, pentru că îi știm pe italieni, pe francezi, cum sunt. Modul lor de... Deschid la ora 11, 12, închid la ora 21 seara. Am închis povestea, respect niște măsuri stricte de siguranță individuală și am încheiat problema. Ce fac? Închid tot, nu mă gândesc la mediul de afaceri care reprezintă motorul unei economii naționale, nu mă gândesc la cei care pleacă din restaurantul acela acasă, la cei 15, 20, 5, 7 angajați de acolo care trebuie să ducă... Dar mari probleme, într-adevăr, care trebuie să Horeca, trebuie să ducă acasă la familiile lor niște bani din care să trăiască. Categoric. Pot să fac chestia asta. Pot să iau chiar și măsura lockdown-ului, a închiderii stricto sensul, în adevăratul sens al cuvântului. Dar vin atunci cu niște măsuri compensatorii plătite să-i de ajut stat. Pe cei, să-i ajut pe cei afectați fără nicio să trăiască discuție, până da? Când trec lucrurile astea, până când trece nenorocita asta de pandemie, să-i ajut să trăiască. Ei ce fac? Întâi închid, după aia se întrunesc în tot felul de comisii, de comitete, să vedem câți bani le dăm, cum le dăm. Ne certăm între noi acolo la guvern, în guvernul ăsta PNL, ne certăm cum facem să fie mai bine, trece timpul, totul e o regie. Facem lucrurile astea ca să treacă timpul și să plătim cât mai târziu. Vă rog, dacă aveți completări de făcut, Maria, ei nu se ceartă. Nu ai văzut că stau la șpriț în biroul cabinetul primului ministru? Ei nu se ceartă, ei stau la șpriț acolo. Eu cred că e o regie foarte bine pusă la punct. Regie? Da, ca să treacă timpul, să cumva natural să se încheie toată povestea asta și să nu ajute. Pentru că, repet, credeți că este rea voință? Eu cred că da. Și e completată și de altceva. Și îmi permite să vă mai dau un exemplu de rea credință? Să vedeți. În momentul când s-a instalat acest guvern, au anulat taxa pe bănci, taxa pe multinaționale și acciza pe carburant. Impactul bugetar pe an 4,5 miliarde. Aveai bani de 40%. Mărit pensiile și dublat alocația. De ce credeți că 4,5? Pentru că un președinte de bancă era în Piața Victoriei ca să dea guvernul jos PSD. Multinaționale și-au trimis angajații să iasă în stradă contra guvernului. Vreau să înțeleagă toată lumea. Vă rog. Și cei din multinaționale. Dacă Partidul Social Democrat
nu creștea salariul minim pe economie, în continuare noi eram sclavi în țara noastră, pe salariul de 700 de lei. Noi am promis mereu că vom crește, pentru că creșterea economică a mers pe o teorie, creștem economic dacă prin creșterea salariilor și a pensiilor. Ai crescut salariile și pensii, ai bani să consumi. Fiecare cetățean, pe fiecare categorie socioprofesională a avut plus pe guvernarea Partidului Social Democrat, fiecare om de afaceri, toți operatorii economici, pot să spun, au reușit să-și facă un plan de afaceri de la an la an. Au mai angajat un nou și au schimbat, să spun, interiorul și au schimbat ca să ofere servicii, da, mult mai bune este, și la, acum, să păstreze un standard concurențial. Parcă se prăbușește așa. Se prăbușește tot. Am ajuns aproape la 1 milion de șomeri. 1 milion de șomeri, ce înseamnă povară la bugetul statului. Dacă nu investim acum, de îndată, dar nu de îndată cele lui Iohannis, adică peste 3-4 luni, pentru că totul este mort. Ne vor închide? Domnilor. Da, cu siguranță. Din ceea ce vedem noi, da. Da, el și-a dorit foarte mult să facă aceste alegeri acum pe 6 decembrie, dar a uitat un singur lucru, că românul este curajos și în momentul de față românul va ieși la vot și va vota Partidul Social Democrat. Aici românul este curajos, citeam detalii dintr-un sondaj al IRSOP și scrie acolo că oamenii totuși sunt speriați de... Dacă vor ieși dimineața, vor păstra distanța, tocmai de asta vor respecta v-am și toate regulile. Explicat acest lucru, da. Adică spuneți-le oamenilor că sunt asigurate toate măsurile, nu? Pentru că până la urmă de la dumneavoastră asta trebuie să vină acest s-o mesaj, facă, știți? Ar fi trebuit să o facă prefectul județului Brașov. A, despre prefect rând, am tot amintit domnul Rasaliu. Este o întrebare retorică. Reprezentantul cine este... guvernului interitoriu. Dar nu am guvernului PNL. Da, vorbește un fost prefect, domnilor și domnilor. Confirm. Domnul Rasaliu, da, deci răspundea la telefon. Eu eram reporter dimineața la prânz, seara, noaptea. Dacă, Doamne ferește, erau probleme în județ, în schimb, cu domnul Cătălin Văsionaru și să... În primul rând, prefectura, instituția prefectului este cea care organizează alegerile. Dumnealor se ocupă de tot ceea ce înseamnă secții. Credeți că va fi totul în regulă? De votare. Eu sunt convins că da. Că da, și vă spun și de ce. Nu de datorită ce? Unei persoane, nu? Datorită aparatului instituțional care este acolo. Sunt oameni cu multă experiență în prefectura Brașov. Ai, știți. Știu oarecum. Foarte bine, știu, pentru că am lucrat cu dâns și vreau să vă mai amintesc un lucru. Scurt, vă rog. Știți de ce vă spun că știu? Pentru că împreună cu dumnealor, și aici mă refer strict la angajații din prefectură și nu numai, mă refer la armată, la jandarmerie, la poliție și la cei care împreună cu mine, ca reprezentant al instituției, pentru toți cei pe care categoric, i-ați enumerat. Am organizat alegerile, iar la ultimul scrutin pe care l-am avut, am fost prima prefectură din țară care am încheiat alegerile, până și ultimul proces verbal a fost înregistrat la ora, dacă nu mă înșel, până în 2 dimineața, 1:40 și ceva de minute. Prima prefectură din țară care a raportat la Ministerul atunci, de Interne. Apropo de discuția, de o parte a discuției care a pe care am purtat-o înainte de închiderea scrutinului electoral prin predarea tuturor proceselor ajunge verbale. Ajunge PSD-ul la guvernare, acum dau din casă, nu vă supărați, ajunge PSD la guvernare și domnul Rasaliu nu mai merge în Parlament. Îl lăsați acei prefect. Dar să știți că avem foarte mulți funcționari publici. Așa, care nu au apartenență umană, politică, da. Care sunt de 10 ori mai bine pregătiți decât actualul prefect. Marian nu spune, a luat prefectura de pe locul 42 și a adus-o pe locul 2, în topul prefecturilor. Așa. Vreau să vă mai spun, să vă dau un răspuns de ce trebuie să ieșim la vot. La local nu s-a îmbolnăvit nimeni nicio secție de votare. Corect. Și așa că trebuie. Bine, și acum au înțeles fără doar și poate că sunt reguli care, pe care dacă tot trebuie să le respectăm. Bineînțeles. Da, trebuie să le respectăm. Deci, regula nu. Eu v-am spus, am încredere și speranță că o să avem o prezență bună la vot, estimez între 35-37%. Da, cam acest procent se vehiculează din toate 35-37%. Politice. Și noi am primit un vot de încredere în 2016 când nimeni nu se aștepta. Am venit cu un program de guvernare, am implementat 90% din acel program de guvernare, așa. Am adus bunăstare, am reușit să creștem clasa de mijloc, clasa de mijloc a prosperat în perioada noastră, am dat speranță românilor că se poate în România și am jucat și pe plan european. Să nu mai existe dublă măsură. Noi întotdeauna trebuie să nu uităm, suntem membri ai Uniunii Europene și trebuie să ne exercităm acest drept. Nu putem doar să avem amenințări din partea lor, infringement. Nu. Eu sunt o persoană, timp de 4 ani de zile, am armonizat legislația națională cu cea europeană,
directive, da? Și legislația europeană, da? În Parlamentul României. Cum v-a și arăta? M-am bătut. Și mereu ne amenințau cu infringement și le arătam, comparam ce se întâmplă în România cu ce se întâmplă în Austria, cu ce se întâmplă în Germania. Și atunci înțelegeau, dar cineva trebuie să lupte pentru țara aceasta. Dacă va obține PSD și transpunere primul de procent, directive. Domnul Duncă, da? Cum va arăta guvernul? Vă rog. Noi niciodată n-am vorbit despre persoane. Doar ei vorbesc despre persoane. Dar nu am vorbit la despre persoane. Deci PSD va obține cel mai mare procent. Da. Și vom... Să spunem că va fi urmat de PNL, de USR, proiecte. Da, aleator. Cum vezi, cum va Sfântă, arăta? Pentru că acesta este programul de guvernare. 2021-2024. Ce faceți majoritate? Să vă întreb așa direct. Negociem toate aceste proiecte și cine își asumă acest lucru. Pentru că odată votat în Parlament, în legislativ, așa, devine lege acest program de guvernare. Și trebuie implementat. Eu am lucrat în guvern, în mai multe guverne, da? Și am avut parte, să spun așa, de oameni foarte bine pregătiți. Și am urmărit întotdeauna programul de guvernare. Asta trebuie să facă fiecare. Și vom face guvern, da? Cu cei care vor înțelege... PNL, cu... domnul cred. Nu cred. Nu cred. Excluz așa ceva. Nu cred. Nu. Mai există și USR, mai există și Pro-România, mai există și PMP, mai există și apropo UDMR. Apropo de partidele mici, la ce vă așteptați, domnilor? Va fi așa o guvernare în trei, dacă pot să spun așa, sau UDMR și Pro-România, din ce date dețineți din sondaje până la acest moment, vor intra sau nu în Parlament? Da. Domnul Rasaliu, Pro-România nu intră. Pro-România nu intră. Pro-România nu intră. Bine, asta vă doriți, este firesc. Spunea Ion Hristoiu să se roage la Dumnezeu, PSD trădători, să nu intre Pro-România. Toți cei care candidează acum sunt niște trădători. Toți au trădat. Nu că ne-au trădat pe noi, au trădat cetățenii. Votul de încredere. Pentru că cetățeanul îți dă un vot de încredere. N-ai voie să dezamăgești. Și pe această cale, cer domnului Mihai Mohaci și Mihai Popa demisia în ultima zi să nu primească pensie specială, pentru că ei doar de pensie vorbesc. Acum doar de pensie. Eu mi-am dat demisia, colegii mei și-au dat demisia, da? Vreau să-și dea demisia, domnul, pentru că dacă n-ai un mandat întreg, nu ți se calculează pensia. Nu au fost într-un război. Nu au apărat, să spun, au plecat în Afganistan, au plecat nu știu unde să... Pentru țara astfel aceasta să aibă acest merit. Justifice... Ai un salariu? Da. Lucrezi în cea mai frumoasă clădire din Europa? Și tu vrei și pensie specială? Incredibil ce jurești. Domnul Rasaliu, da. PMP-ul intră în Parlament? Eu vreau să continui un pic ce a zis domnul președinte. Intră Duncă. PMP-ul sau nu în Parlament? Eu știu că vreți să evitați asta. Dar ce credeți din datele pe care... Din punctul meu de vedere, nu știu. Să vă spun că da, să vă spun că nu, depinde ce își doresc cetățenii. Aici chiar ce nu aș putea... Ce credeți că își doresc? Foarte interesant. Ce credeți că își doresc oamenii în acest în primul moment? Rând... Știți de ce vă adresez această întrebare? Și este valabilă și pentru dumneavoastră, domnule Duncă. Pentru că foarte mulți oameni trimit mesaje la redacție și ne spun ceva de maniera nu mai vreau să mai aud, toți promit, toți sunt apă și un pământ. Știți asta, da? Vă rog. Pot să spun? Deci eu consider că cetățenii în momentul de față doresc să trimită în Parlament oameni serioși, dedicați, oameni care în momentul în care au deschis gura spun lucruri. Spun nu vorbesc lucruri. Doar nu vorbesc de dragul de a sta în fața camerei și de a-i judeca cineva după îmbrăcăminte sau după orice altceva, mai puțin despre esența celor spuse. Eu, dacă îmi permiteți, vreau să cumva să vin înspre Brașov și să vă zic o chestiune. Vă rog. Mă gândesc cu groază ce s-ar fi întâmplat și îi rog pe privitorii noștri să judece un simplu fapt. PSD a ajuns la guvernare. Și printre primele măsuri pe care le-a luat a fost aceea de a mări salariile medicilor, asistentelor medicale, a celor care lucrează în sănătate în general și în educație. Sunt cele două componente de care în perioada următoare, în 4 ani de zile de mandat, nu mă voi despărți deloc. Mă lipesc de aceste chestiuni ca marca de scrisoare. Și vă spun o chestiune. Ce s-ar fi întâmplat dacă un medic, ca să nu dau exemplu meu de acasă, soția mea avea pe fluturaș 4.600 de lei, medic primar, specialist, primar, medic primar.
4.600 de lei. Lucrează acum 7 zile din 7 și atâta timp cât este nevoie, dar niciodată mai puțin de 10-11 ore pe zi. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi rămas la nivelul acela de venituri? Vorbesc din punctul dumnealor de vedere. Am trecut prin pandemia aceasta, am fost internat în spital și vă spun că oameni care să merită mai mult decât merită acești oameni care au grijă de noi, de sănătatea noastră în aceste momente, nu știu cum aș putea să le întorc respectul pe care l-am față de dumnealor. Cred că siguranța zilei de mâine. Mă refer aici la sănătate, la locuri de muncă. Ce vom face? Da? În momentul de față, parcă ne-au fost călcate în picioare. Oamenii sunt speriați. Sunt speriați, da, și trebuie să dăm această speranță, să oferim această siguranță. Categoric. Această siguranță. Păi siguranță, și doar că speranță nu-i suficient. Doar Partidul Social Democrat poate oferi acest lucru în momentul de față. Avem cei mai buni specialiști. Toată lumea spune lucrul acesta. Știm să guvernăm foarte bine și a demonstrat lucrul acesta Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană. Dacă ne referim la spitale, în completare la ce a spus Marian, s-au băgat peste 30 de milioane de euro în ultimii 3 ani în spitalele din județul Brașov de la guvernarea Partidului Social Democrat. Da? Redarea demnității de a fi medic, de a fi profesor, acele salarii. Lucrurile acestea, știm foarte bine ce trebuie să facem, vă pot spune, când ajungem la guvernare, vă rog. Testare, vom testa și vom localiza focarele, da? O testare masivă, vom redeschide restaurantele și școlile. Ei au promis că vor da măști cadrelor medicale, profesorilor, cadrelor din poliție, din armate. N-au făcut acest lucru. A rămas doar cu o promisiune, dar suntem cu o datorie publică uriașă. Au luat banii și nu știm unde sunt banii. Cum venim la guvernare, vom scoate în evidență unde s-au dus banii. Dar este foarte important. Sigur, există instituții de anchetă. Până la urmă, toată lumea este obligată să respecte legea. Trebuie să lăsăm mediul de afaceri să lucreze în siguranță, cu respectarea tuturor normelor de securitate pandemică. Aici este o mare, mare problemă, dar deci Horeca trebuie ajutată de îndată cu măsuri deci asta fiscale. Asta am făcut acum. Iartă-mă, Mariana, am făcut acum. Am strâns semnături, pentru că actualul primar nu vrea să facă ședință de îndată până în 2 decembrie să implementeze ordonanță de urgențe. Ieri a fost ședința de guvern prin care eliminarea taxei de funcționare, da, și scutirea de taxe și impozite pe anul ce urmează. Și noi venim pentru Horeca, cu capital 40%, diferența dintre cifra de afaceri pe 2019 și 2020-2021, da? Se face diferența și 40% îți oferă statul. Plus vouchere pentru recalificarea angajaților, pentru că nu știm piața cum va evolua. Trebuie să vedem cerere și ofertă. Da, categoric. Dar trebuie să recalificăm, pentru că altcumva acești șomeri vor deveni o povară 6 luni. Iau șomajul și după care devin asistenți sociali. Și atunci eu într-un fel forțez acest lucru, dau bani operatorilor economici ca să-și păstreze angajații încă 6 luni. Da, cred că aceasta ar mai fi fost nevoie de încă o emisiune. Nu mai avem timp. Mesaj de final, domnul Rasăliu, 30 de secunde, iar apoi dumneavoastră, domnule Dunca, vă ascult. Vreau să vă spun că plec la Parlament cu un scop foarte bine definit. Este vorba de continuarea proiectului Spitalului Regional din Brașov. Este o chestiune pe care mi-am asumat-o public. Construirea Spitalului Regional din Brașov mi se pare de departe cea mai importantă investiție în momentul de față, cel puțin la noi în regiune. Vreau să le mulțumesc public celor care până în momentul actual au lucrat la acest proiect și au făcut posibil ca acel document adus de fostul ministru al sănătății, doamna Sorina Pintea, la Brașov personal, care reprezintă certificatul de naștere al spitalului regional, a fost băgat sub preș de către actuala guvernare, au scos spitalul regional din masterplanul de sănătate al României și din 7 spitale regionale câte erau preconizate a se face, au rămas doar 3. Să văd că îl va face și, PSD în condițiile în care va ajunge la acesta este mesajul pe care îl transmit alegătorilor, să aibă încredere că în momentul în care am spus ceva, nu eu ca și persoană, ci împreună cu colegii mei, echipa mea din Partidul Social Democrat, așa vom face. Domnul Dunca, vă rog. Horeca, investiții,
s-a adus pe perioada guvernării PSD peste 1 miliard de lei investiții în județul Brașov prin Programul Național de Dezvoltare Locală, canal, apă, străzi. Da? Foarte important. Extrem de important. Da? Ocolitoarea municipiului Codlea și municipiului Făgăraș. Sprijin și finanțare unde este nevoie, pentru că avem pe partea de infrastructură. Investiții în spitale, ce a spus și Marian Rasaliu, Horeca, și să nu uităm că în momentul de față ne-au călcat în picioare demnitatea și mândria de a fi români. Și 1 decembrie ni l-au luat. Oamenii vor veni în siguranță la vot. Și oamenii vor veni în siguranță la vot, dar fac un apel. Vă rog. Să vină dimineață să păstreze distanța, să distanța socială, sigur, să respectăm da. Cu mască, să se dezinfecteze imediat ce au votat, pentru că există, toată această procedură există în cabina de vot și în secția de votare. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Vă doresc succes. Vă mulțumim foarte mult. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, așadar, ultima emisiune a acestei campanii electorale. Sunt Amelia Vulcan, ne revedem săptămâna viitoare cu ce știm noi, cu anchetele acelea. Pe curând!